Cu toate că vacanța de vară este la final, copiii și tinerii din comuna Todirești au un motiv de bucurie. Administrația locală a inaugurat un teren de sport. Investiția a fost realizată integral din fonduri de la bugetul local și primarul Mugurel Bocancea anunță că va mai construi terenuri de sport și în alte localități din comună. Acest teren este destinat copiilor, elevilor, tinerilor. Și eu cred că lucrul cel mai important care l-am realizat este că am readus copiii de pe calculator, de pe laptop, pe terenul de sport. Pentru că sport înseamnă sănătate. Dacă ați văzut aseară, era ora 9 seara, 21, atât aici cât și la Costâna erau 30-40 de copii. Asta înseamnă că dacă nu erau aceste terenuri de sport, erau pe calculator. Ceea ce nu este tocmai ok. La inaugurare a fost prezent și faimosul fotbalist Dorin Goian, originar din comuna Todirești, dar și ministrul antreprenoriatului și turismului Daniel Cadariu, împreună cu administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc. Atunci când ai un administrator care a devenit și în activitatea privată că știi să organizeze, să vede realizări și la nivel de comună, atunci când se implică și devine primar, demonstrând că se poate cu bani puțini face anumite lucruri. Și dacă discutăm de cele două proiecte, și dacă discutăm de o proiecție de asfalt, atâta vreme cât discutăm de finanțare strict din bugetul local, înseamnă mare lucru, înseamnă că banii nu sunt irosiți. Doamna mea, ca voi copiii, voi tinerii, dumneavoastră, părinți și bunici, să îndemnați și să creșteți copiii să facă sport. Așa vor crește sănătoși, așa vor înțelege ce este echipa, ce este prietenia în echipa, ce este corectitudinea și prietenia în viață. Din sport pornesc multe lucruri bune pentru caracterul unui copil.